operei din Timișoara. Da. Un membru marcant al Incanto Quartetu, am avut câteva colaborări. Cred că aceasta este cea mai frumoasă și promițătoare, pentru că veniți cu niște proiecte către tinerii ascultători, poate viitori tineri muzicieni. Cum este proiectul pe care l-ați gândit? În peregrinările noastre cu quartetul am în tot felul de locuri, în tot felul de situații și în țară și, și în străinătate, ne-am lovit de această nouă problemă, să-i spunem problemă, pentru că eu consider o problemă și pe care se poate rezolva, până la urmă nu este nerezolvabilă, de a aduce tineretul aproape de muzică. Sensibilizarea tineretului pentru noi, pentru prezent și pentru viitorul acestei țări și pentru viitorul lor, este deosebit de importantă. Gândiți-vă că nu mai există așa de multe școli care de specialitate, nu mai există cadre ca să îi adune în manifestări culturale de un anumit nivel ca să îi formeze. Și atunci este obligatoriu ca să mergem noi să, la ei acasă, cum ar veni. Indiferent, în orice locație, ați văzut, am început proiectul la noastră, la Lugoj, mergem mai departe, la Reșița, la Caransebeș, la alte, în alte localități, în Arad, care nici nu au posibilități foarte mari, pentru că nu au instituții culturale decât teatre dramatice sau... deci nu au cultură muzicală, de fapt. Multe n-au nici teatre dramatice. Și atunci, normal că este, viitorul nostru este ăsta, până la urmă. Este viitorul public, este viitorul... Sunt chiar copiii noștri care, lângă care creștem, pe care îi vedem cum se joacă. Tot ceea ce văd ei în jur, tot, inclusiv la televiziune, gândiți-vă că nu mai există un desen animat care să-i sensibilizeze, să le dezvolte imaginația și lucruri pozitiv. Toate sunt pe anumite șabloane care, după părerea mea, zic că le distrug personalitatea, în primul rând. Da, ca organizator m-am confruntat și eu cu această problemă a rupturii între generații. Până, să zicem, în anii 90 sau 2000, am avut un public matur către vârsta a treia, cu o pregătire de meloman destul de bună și ei puteau să creeze puntea între muzician, sală cât de cât plină și permisivitatea ca un public tânăr să poată veni la concertul și poate să intre din mers într-o structură a unui programe, să spunem, opera avea turnee mari atunci până în 90, după aceea tot mai rar, filarmonica la fel. Deci este o mare, mare sincopă. Cum vedeți acum, să zicem, trecerea de la un concert susținut, un concert lecție excepțional ținut în fața unor elevi de la o școală de muzică înspre elevi care nu sunt la o școală de muzică, deci nu au noțiunile legate de instrument, măcar. Cel mai greu lucru este, de fapt, alegerea repertoriului, până la urmă, pentru că dacă le alegi la un liceu care nu are legătură cu muzica intrinsec, pentru că ai văzut că și lecțiile de muzică au dispărut din școli. Deci, atunci trebuie să găsim un repertoriu foarte cunoscut, chiar șlagăre, ai putea să spunem, dacă pot să spun în ghilimele. Am avut experiențe la clase foarte mici în școli generale în Timișoara, unde ne-am dus, la un moment dat când am pus întrebarea cum vă cânta Mica Serenada, ați auzit de Mica? Da, am auzit de Mica Serenada, Mozart a scris-o. Deci asta a fost cea mai mare realizare pe care descoperire pe care ne-am făcut-o în școlile de clase mici, vreau să spun, generale. Deci ăsta este un început. Trebuie să ne găsim materialele cunoscute, repertoriul foarte, foarte, să spun așa, abordabil pentru ei, sau pe care ei îl cunosc, sau să-i aducem din aproape în aproape. Pentru că dacă nu, ajungem la un public, există o glumă macabră, public în vârstă sau publicul care a murit deja. Da. Pentru că publicul tânăr sau vede viitor aproape că nu există. Și atunci noi trebuie să-l formăm. Da, și trebuie format aproape la fiecare generație. V-ați gândit numai la venirea în școli, chiar la ei acasă?
Mă gândesc la faptul că sunt profesor la un colegiu, noi nu avem un pian în acest spațiu, deci se va schimba cu totul repertoriul. La fel, școlile generale sau liceele nu au un pian suport. Dacă era un coleg de-al meu aici, Cristi Rudic, care ne ajută în concertul nostru cu Incanto Partitor, ar fi spus de repede statistica. În Timișoara au fost în, nu știu ce an, au fost 1000 și ceva de piane. Da, e o realitate de care noi ne lovim, pentru că s-ar putea în anumite locuri unde nu există pian să ducem un pian electric cu noi. Deci, nu avem ce face. Folosiți pian electric, da, nu are toate posibilitățile. Nu avem ce face, va trebui să ne descurcăm. Deci, atunci, singura soluție este asta. Și, din păcate, nu numai că nu sunt piane, dar nu sunt locuri adecvate. Gândiți-vă că o sală festivă, pe sală festivă exista în orice școală de cămin, de cult, o casă de cultură, oriunde te plimbai în țara asta. Deci, o sală festivă a unei școli, indiferent. Ori nu sunt mai nou așa ceva, sunt ocupate de alte activități. Noi avem. Da, dumneavoastră vă bucurați sunt, de alte condiții, sunt, e altceva. Totuși e Lugoj, și este al doilea oraș din județ, e altceva. Aveți și colegiul de artă, iarăși sunteți binecuvântați, cu alte cuvinte. Care sunt colegii cu care lucrați? Doar aveți un proiect mai în proiectul mai nostru, mai asta este una dintre, să spun, unul dintre concertele care le putem oferi. Deci concerte, lucrări de vioară scrise, pentru că totuși instrumentul vioară este indiferent, chiar dacă suntem, eu sunt bărbat, dar este regina instrumentelor. Rămâne regina instrumentelor și va rămâne și după ce nu vom mai fi noi. Deci, vioara este un instrument special, un instrument cu care poți să aduci mult mai multă candoare și din alte, să spunem așa, din alte sfere ale muzicii, din operă, din chiar din lucrările simfonice sau din alte lucrări, din concerte. Deci cu colegele noastre care sunt Corina Mulcu, tot concertmaestru la Opera Națională, Nada Petrov, membra quartetului Incanto, și Angela Balici, care este foarte bună pianistă tot la cadrul Operei Naționale de Timișoara. Incanto quartetul este categoric un quartet de coarde. V-ați gândit pentru aceste lecții și la alte instrumente colaboratoare? S-ar putea să abordăm la un dat un repertoriu în care, pe lângă Incanto quartetul, care este un quartet de coarde și deja consacrat, să aducem și alte elemente, câte un instrument de suflat, un contrabas, o percuție, depinde de repertoriul pe care vom aborda în acele ocazii. Mă gândeam și la percuție, pentru că pentru tine ar fi foarte interesant abordarea. Da. Avem un anumit repertoriu specific în care folosim percuția, este mai aproape, dar acesta este pentru alte săli, nu pentru școli. Este o muzică de film sau tangouri. Deci este un alt gen pe care îl abordează Incanto Quartetul. Și pe lângă aceste concerte clar focalizate pe instituția școală, vă gândiți la un pas intermediar între concertele, să zicem, pe care noi le provocăm, ale Incanto Quartetul sau ceea ce facem împreună, așa să zicem, mai cu orchestra de cameră? V-ați gândit la un intermediar pentru săl în care ar putea să vină și o altă oră un public matur? Dar să fie accentul pe acel public care, dacă vine și susține concertul, e bine, dacă nu... Cel mai mare secret pe care îl voi spune acum este că se poate absolut orice, dacă vrei. Deci dacă vrei, absolut orice public poate fi abordat. În orice domeniu, în orice doleanțe ale lui. De-aia v-ați spus că Incanto Quartetul nu abordează numai stilul clasic, preclasic de quartet sau unde noi de fapt am fost invitați în tot felul de participări interne și internaționale, nu numai cu stiluri de... deci cu muzică românească, cu muzică, cu quartete serioase de Brahms, Tchaikovsky și altele,
Dar ducem și, acum de exemplu vom participa la o noapte a muzeelor la Düsseldorf, unde vom cânta numai muzică de film, pentru că participăm la noaptea muzeului de film din Düsseldorf. Și noi avem deja scos un CD cu muzică de film și atunci directorul de acolo m-a invitat pentru această ocazie. Deci, cum v-am spus, putem aborda, se poate aborda absolut orice muzică pentru public. Pentru a face ca el să se simtă bine publicul, pot să abordez absolut orice gen de muzică. Aveți până acum, după câte știu, patru registrări sau mai multe? Avem 5 scoase deja și mai avem încă 2 master-uri care așteptăm producătorul. Pentru că vrem să le scoatem la un nivel profesionist. Deja sunt preparate, sunt gata. Masterul este deja prelucrat, așteptăm producătorul. Da, și ultima întrebare, programul de astăzi a fost de virtuozitate. Sigur captivant, de ce ați ales concertul de Saint-Saëns? Un concert complex, greu pentru ascultătorii mici. Da, concertul de Saint-Saëns este un concert, ne bucurăm că l-are repertorul Corina Mulgru, pentru că nu este un concert care se abordează foarte ușor. Pe vremea când eu dădeam la facultate acum câțiva ani trecuți, era obligatoriu la examenul de admitere. Este inspirat, degeaba am spus, este inspirat din ce a scris Paganini înainte, pentru că are lucrări de virtuozitate, are momente de virtuozitate în scriitură. Este mai deosebit, dar are și părți foarte, foarte lirice în partea a doua, chiar în partea... Are, de exemplu, pentru că Saint-Saëns, ca și scriitor, el a scris mult și pentru și muzică sacră, multă muzică de orgă, multă muzică de cameră. În partea a treia are și momentul acela de coral, care este sublim. Deci de factură diversă, cum ar veni. Puteam să venim cu alte concerte, nu era nicio problemă, dar să vii cu Mozart, cu Haydn, cu... Asta se pot da și în alte piese și da, se pot aborda și... Acest concept de Saint-Saëns este tipic muzica franceză. Este expresia tipică a muzicii franceze, ca de altfel și Massenet, care este o perlă, am putea spune, a muzicii franceze. Acest intermezzo de a, s-a și transformat pentru vioară solo, că de fapt el este scris pentru o